Capitolul 7. Când i-am propus lui Miluță Pascaru că într-un sfert de oră voi fi la el pe Antim, nu am aruncat o vorbă în vânt. Sunt bucureștean, îmi cunosc orașul ca în palmă. Am pornit-o pe jos. Îmi place să umblu pe jos, atunci parcă și gândirea mea devine mai intensă. Nu umblu cu capul în nori, absorbit complet de problemele mele profesionale. Mă bucur de o atenție distributivă de invidiat. Observ strada, fețele trecătorilor și, în același timp, mă gândesc nestingherit la ale mele. Nici când însă n-am avut o sarcină mai ingrată. Să intre așa, tam nesam, în casa unui om pe care nu l-ai văzut în viața ta și să-i aduci la cunoștință o veste dureroasă. Știți, tovarășe Pascaru, nepotul dumneavoastră s-a... Știu eu dacă acest Pascaru amestecat în nu știu ce afacere are un cord sănătos? Sau nevastă sa, adică mătușa directă a lui Cristian Lucaci, o fie sănătoasă? Unde mai pui că trebuie să le propun să preia obligația înmormântării? Vor voi oare? Bine ar mai fi fost dacă dosarul ar fi rămas în seama lui Berindei. Traversez piața Senatului, las în urmă blocul Turn, trec pe lângă restaurantul Bucur, unde n-am intrat niciodată, și mă îndrept cu pași siguri spre strada Antim. Îmi amintesc de tonul categoric al colonelului Donea și de verdictul său. Cred că va voi să-și asume răspunderea mormântării. Presupun că și-o va asuma cu plăcere. Deie, domnul, dar nu cred că cineva se poate ocupa cu plăcere de o mormântare. Gândește-te, căpitane, îmi revin în minte cuvintele șefului. Fiul ăstuia rămâne virtualmente principalul moștenitor al averii de la Lugoj. Avere, moștenire... De ce oare bătrânul Luca așa dejmoștenit atât de brutal fiul, unicul copil? Și apoi e posibil oare ca în zilele noastre un tânăr să-și pună capăt vieții pentru că tatăl său l-a dezmoștenit? Cu ce să fi greșit Cristian Lucaș față de tatăl său? Firească întrebare, da, unilaterală. Dar oare părinții în judecata lor nu pot greși față de propriilor copii? Păstrez în mers același ritm alert. Mai am puțin și ajung la domiciliul lui Miluță Pascaru. Cu ochii mințire văd mansarda lui Cristian Lucaci atât de ingenios și de odihnitor amenajată. Ce spirit gospodăresc a avut! Ce ordine domnea pretutindeni! Nu-mi cape îndoială că stăpânul mansardei a fost un om echilibrat. De ce crezi că oamenii echilibrați nu pot fi abs de gesturi funeste? Încerc eu să mă conving. Mai sunt și excepții, nu-i așa? Văd în gând fiola de morfină. Iată și elementul care tulbură dintr-o dată presupusul echilibru al vieții lui Cristian Lucaci. La naiba, dacă n-ar fi fost fiola, nu s-ar fi constituit un caz ambigu și dacă nu s-ar fi constituit un caz ambigu, eu n-aș mai fi umblat acum după Miluță Pascaru cu o misiune de cioclu. Iată, m-a ajuns la adresa căutată. În fața mea un imobil solid ca o cetățuie. Cândva cetățuia trebuie să fi fost înconjurată de o grădină bine îngrijită. Acum grădina e în paragină. Înainte de a intra în curte, observ pe frontispiciul clădirii o monogramă, MP, sub inițiale anul construcției 1920. O poartă de fier forjat, căzută într-o rână, mă așteaptă gata deschisă. Intru fără să șovăi și mă opresc în fața ușii. Nici nu apuc să sun, mi se deschide nesperat de repede. Sunteți tovarășul de la miliție? Cel care mi-a pus întrebarea e un bărbat scund, subțire, trecut de 60 de ani și chel. Mai rețin nasul său borcănat, buzele-i subțiri, pomeții obrajilor proeminenți și năpădiți de o culoare vineție bolnăvicioasă. Îi arăt legitimația. Nu o tratează cu ușurință, se vede că știe importanța legală a unei legitimații. Mă poftește în casă. Mă conduce într-o sufragerie cu mobilă veche, tot din 1920. Omulețul ăsta trebuie să fi fost ceva mai plin, dacă nu chiar gras, judecând după pantalonii vechi și largi pe el. Îmi arată un scaun. Ne așezăm în tăcere în jurul unei mese ovale, acoperite de o broderie din fir pescăresc. Ne pomenim ca la tratative unul în fața celuilalt. Deasupra bufetului atârnă o fotografie veche de familie, înfățișând-un mire și o mireasă. Ea înaltă și pieptoasă toată în voaluri, el scund energic îmbrăcat în smoking și privind amenințător la fotograf. Simt cum gazda-mi studiază fie ce mișcare. Îi stăpânește cu greu o anumită tulburare. Îmi dau seama după cum îi se mișcă mărul lui Adam și după transpirația care i-am brobonit chelia. Îmi permite să-mi aprind o țigară? Îl întreb. Drept răspuns îmi împinge o scrumiere de cristal. Întârzi anume discuția ca omului să-i treacă valul de emoție și să se calmeze. Vestea pe care am să-i o dau cu siguranță că o să-i cadă greu. Nu vreau să am vreo surpriză neplăcută. Îmi scot acticos țigările, bricheta. În timp ce duc flacăra brichetei la țigară, îi aud vocea guturală. Spuneați la telefon că e vorba de nepotul meu.
Da, de Cristian Lucaci. Ne privim lung spre delitor cu încordare. Își pierde în cele din urmă răbdarea și mă întreabă. A intrat în vreo daravelă politică? Iată un aspect al problemei care îmi scăpase. Ar fi putut să intre? Face un gest cu mâna lehamite și zice. De la artiști ăștia te poți aștepta la orice. Deși s-a schimbat mult în comparație cu tânărul Mire din fotografia ce atârnă pe perete, ochii au rămas aceiași, duri și amenințători. Tovarășe Pascaru. Nu știu de ce îi spun tovarășe, deși mi-e clar că nu mă tovarăș numie. M-am prezentat la dumneavoastră din mai multe motive. Am vorbit cu Lugojul la telefon, așa am aflat că tatăl studentului Cristian Lucaci a decedat cu nu cu mult în urmă. Ocolul meu urmărește un scop să-l pregătesc pe omulețul gazdă pentru vestea cea grea. Judecând însă după cum îi saltă mărul lui Adam, înțeleg că sunt departe de a-mi atinge scopul. Totuși nu am cum să bat în retragere. Am mai aflat că mama băiatului suferă de o scleroză avansată și că-i complet neputincioasă. Gazda închide un not și murmură. Ce să-i faci? Bătrânețe, haine grele. Cu nepotul dumneavoastră s-a întâmplat o mare nenorocire. E rândul meu să fiu emoționat și încerc să-mi maschez tulburarea trăgând într-una din țigară. A murit! A murit? Exclamă abia m-a auzit Pascaru schimonosindu-și fața a durere. S-a sinucis. S-a sinucis? Vestea l-a îngrozit. Nu joacă teatru. Pomeții s-au împurpurat și mai intens, i s-a împurpurat și chelia transpirată, buzele i s-au strâns până la dispariție. Urmărindu-l, rămân temător în așteptare. Câteva minute se scurg greu în tăcere. Miluță Pascaru se dovedește în realitate mult mai puternic decât îmi închipuiam. Și încleștează fălcile și în gână. Cristinel mort? Cristinel s-a sinucis. Doamne Dumnezeule, când, cum și de ce? Se ridică brusc de pe scaun de parcă în picioare i-ar veni mai ușor să spună ceea ce ar voi. Însă în secunda următoare cade istovit la loc. E groaznic! Cristinel s-a sinucis. Nu-mi iau ochii de pe fața lui Pascaru. Văd cum puțin câte puțin își redobândește prezența de spirit și răsuflu ușurat. Momentul cel mai dificil a fost depășit. Mă apuc să-i povestesc pe scurt cum a fost găsit cadavrul nepotului său, mă ascultă cu privirile țintite pe mâinile sale mici și vânoase, aflate într-o convulsie nervoasă, independentă parcă de restul corpului. Asta fiind situația, am venit să vă cerem sfatul, cum ar fi mai bine să procedăm. Să-l trimitem la Lugoj, să-l lăsăm aici, iar dumneavoastră să... De ce a făcut-o, domnule, de ce? Mă întrerupe el cu o deznădejde nedisimulată. Un copil atât de bun și de talentat. Îmi vorbește fără să-și ia ochii de pe mâinile sale agitate. Nu știu de ce a făcut-o. Răspunsul meu îi provoacă o zvâgnire scurtă a capului, mi-arată fără să vrea ochii de un albastru spălăcit, cu o căutătură îndărătnică și amenințătoare în adâncul lor. Ce vreți să spuneți? N-a lăsat nicio scrisoare, nicio explicație. Domnule! Ridică deodată glasul, dar la fel de repede se retrage în muțenie. Am impresia că vrea să-mi spună ceva foarte important, de aceea mă simt dator să-l îmbărbătez. Vă ascult! Vorbește înnăbușit. E de necrezut! Ați căutat bine? Peste tot? Știți, a fost în dragoste cu o fată care l-a lăsat. Asta s-o fi dorit să-mi spună. Îl încredințez că autoritățile au căutat cu atenție peste tot, fără succes. Ați cunoscut-o pe fată? Șovăie. Din nou buzele i s-au strâns devenind ca un fir de ață. Omulețul ăsta o fi rău din naștere sau s-a înrăit pe întortocheatul drum al vieții? Nu e o întrebare ce ține de cauză, ci de observațiile mele personale asupra indivizilor. A adus-o în casă la mine o singură dată. Se hotărăște el să-mi mărturisească ceva. Când s-au cunoscut, să-mi o prezinte. I-am oprit la masă. Am ținut mult la nepotul meu. O mărturisește cu durere. Pe chip însă nu-i observ decât aceeași crispare amenințătoare. Mansarda eu i-am cedat-o, e proprietatea mea. Brusc schimbă direcția frazei. De fapt știu ce vreți de la mine. Să ne ocupăm noi aici de mormântare. Cuvintele lui îmi redeșteaptă în memorie părerea șefului. Își va asuma cu plăcere răspunderea înmormântării. Te pomenești că a avut dreptate. Intervin curios să văd cum o să reacționeze gazda la spusele mele. În intenția noastră era doar să vă cerem sfatul. Am comunicat cu Lugojul acolo pe cât se pare. Nu există nicio rudă cu care am fi putut să luăm legătura. Vă întreb, cum credeți că e mai bine să procedăm? Am înțeles, domnule capitan, am înțeles. Unde e acum? La morgă.
Noi suntem familia lui, îmi declară el ritos. Lăsați-l în nouă. Unde să-l trimiteți? Cine să-l îngroape acolo? Asemenea vorbă, în asemenea împrejurări, sunt rostite de obicei cu durere și amărăciune. Miluță Pascaru însă face excepție de la regulă, ca și când am discutat o afacere oarecare. A te ocupa astăzi de o înmormântare e o treabă dificilă și constat cu amărăciune că vorbele colonelului Donea s-a adeveresc. Urmărind parcă să-i dea în continuare dreptate șefului meu, îmi dezvăluie că posedă la Ghencea Civil un loc de veci destinat familiei. Mai greu o să fie cu slujba religioasă. Își umezește cu vârful limbii buzelei subțiri și mai spune: să-mi spuneți doar ce formalități trebuie să fac. Îi explic cu vorbă domoală, răbdătoare, cu pauze între cuvinte ce trebuie să întreprindă. Trag de timp ca la fotbal cu sentimentul că apelând la tactica asta, voi obliga gazda să mai scape câte ceva. Când închei, spre surprinderea mea revine la întrebarea sa inițială. De ce a făcut-o? Nu știu, vă rog să mă credeți. Și procuratura și noi suntem contrariați că băiatul n-a lăsat nicio scrisoare. Ținând seama de natura cercetărilor ce aveam să le întreprind, nu i-am pomenit nimic de fiolă, de celelalte semne de întrebare iscate de dispariția din viața nepotului său. În calitatea dumneavoastră de unchi, ce credeți că l-ar fi putut forța pe Cristian Luca să apeleze la un gest atât de disperat? Întrebarea mea îi displace. Reacția îi se citește ușor pe chip. Dacă aș aminti de actul de dezmoștenire, aș imprima discuție un alt curs. Îmi mențin poziția de neștiutor al problemei, așa că în cele din urmă succesul se arată. Adică Miluță Pascaru își descleștează iarăși maxilarele. Nu mă taie mintea, nu pot să pricep. Ca orice tânăr iubea viața. Era bun, serios, studios. Când a intrat la institut era tare mândru de el. Un provincial a reușit acolo unde zeci de bucureșteni dau greș. S-o fi făcut din pricina dragostei? Își iubea prea mult viitorul ca să-și piardă capul pentru o femeie. Mie, fata aia, o spun sincer, nu mi-a plăcut. Când l-ați văzut ultima oară? Cu vreo 2 luni pe stradă. Vi s-a părut schimbat față de cum îl știați? Nu. Mi-a vorbit cu voie bună de lucrarea lui de diplomă, de practica ce o făcea nu știu unde. Era încrezător în viitorul lui. L-am invitat la masă, m-a refuzat. De ce? Nu se avea bine cu fiul meu. Aveți un fiu? Fac eu pe prostul. Gazda bombăne, nu îl înțeleg. Îmi mulțumește sau mă înjură? Nu vreau să trezesc bănuieli inutile, de aceea nu insist, deși raporturile dintre cei doi veri mă interesează. Totuși nu las să-mi scape tema. Nu erau prieteni? La început au fost, pe urmă, Cristinel cu ale lui, Tudorel cu ale sale. Cu fata asta de vorbă, mă răsucește el pe neașteptate. Ar avea vreun rost dacă s-au despărțit de atâta vreme? Nu prinde mingea. Deliberat sau nu, mi-e greu să deduc. Se mulțumește doar să ridice din numeri, sugerând acel știu eu. Apoi, amintindu-și de rostul prezenței mele acolo, se încrâncenează. Pentru prima oară oftează. Sărmanul băiat. Când o afla și nevastă mea, se ridică și, uitând de clipa de slăbiciune avută, rostește pe un ton militaros. Imediat după ce o să plecați, o să mă ocup de mormântarea nepotului. Mai aveți ceva să-mi spuneți? Impoliteța lui Miluță Pascaru îmi face o impresie neplăcută. N-am încotro însă, mă ridic și mă pregătesc să plec. M-aș mai agăța de ceva, dar nu văd de ce, zic. O să vă las un număr de telefon cu rugămintea să mă anunțați și pe mine când ați fixat în mormântarea. Nu aștept răspunsul, scot o carte de vizită și o întind. La birou sau acasă, unde o să credeți dumneavoastră? Mă conduce spre ieșire, încredințându-mă că o să mă țină la curent. Vă rog să mă scuzați, mă așteaptă niște alergături. Asta așa, îi dau eu dreptate și profit de acest prilej pentru ca să arunc chiar șundița. Noroc că aveți un băiat, o să vă ajute. Na, nici de data asta nu înregistrez vreun succes. Până în clipa despărțirii, când îmi întind o mână mică cu palma neplăcut de umedă, dar puternică, nu-i mai scapă o vorbă. Sunt din nou afară. Mă pot lăuda că literalmente am fost scos din casă. Are și Pascaru dreptatea lui. Doar nu i-am trecut pragul casei ca să zăbovezi la nesfârșit acolo. Nu sunt lipsit de modestie când afirm că sunt un polițist cu experiență. Îmi iubesc profesiunea, iar contactul cu cei implicați direct sau indirect, într-un caz sau altul, îmi oferă posibilitatea unor observații sociale, psihologice, etice. Până nu demult mă foloseam de aceste posibilități cu un scop ce nu-l ascund. Mă vedeam într-o zi dedicându-mă literaturii. În acest scop întocmeam fișe, carnețele, frecventam cenaclul literar de la Casa de Cultura Ministerului. Îmi închipuiam că e ușor să te așezi la masa de lucru și să așterni pe hârtie un roman. Ce prostie! E ca și cum, fără talent, studii de arhitectură sau de construcții,
Te-ai apucat să-ți înalți singur, nu o casă, ci un bloc. Între timp am ridicat steagul alb, dar preocuparea mea pentru observațiile amintite a rămas ca o permanență a activității mele. Merg și-mi tot spun. Cu siguranță că pascarul trebuie să fi fost la vremea sa cărciumar sau negustor de cereale. Încercam să descopăr amănunte care să mă trimite cu gândul la posibile îndeletniciri ale unchiului lui Cristian Lucaci. Poate fotografia din sufragerie? Poate inițialele de pe frontispiciul casei? În fund, ce-ai cu omul ăsta? Mă pomenesc eu dojenindu-mă. I-a intrat în casă, i-a adus o veste neagră și pe deasupra l-ai mai pus să se ocupe și de o mormântare. Am și accese de autocritică. Ca de pildă acum, dacă nu m-aș fi prefăcut că nu știu care și un fiu, aș fi putut aborda problema dezmoștenirii lui Cristian Lucaci. Cred că bătrânelul se aștepta să ridic chestiunea și de aceea s-a grăbit să scape de mine. Un lucru e clar, îmi spun. Miluță Pascaru știe să discute cu reprezentanții miliției. Răspunde strict numai la întrebările ce îi se pun. Nu divaghează, nu deschide paranteze. Îmi apare în cale un telefon public, mă îndrept spre aparat. Nu-i defect, nu-mi înghite fisele. Cum să nu mă minunez? Formez numărul miliției capitalei, îmi răspunde povară în persoană. Se bucură recunoscându-mi glasul. Pe unde umbli? Mă întreabă. Cu sinuciderea. E încurcată rău? Dracu știe. Ascultă, ai găsit bilețelul meu? Te-ai interesat de ce te-am rugat? Da, notează. O clipă să-mi scot pixul, carnețelul. Strâng receptorul între umăr și urechea dreaptă. Îmi scot instrumentele de lucru. Te ascult, povară. Ca să vezi ce băiat bun sunt eu, se înduioșează povară de propriul său efort, Stavru Petronel a locuit o vreme la cămin. De câteva luni a închiriat în drumul taberei garsoniera unui oarecare Radovan Mihai, tehnician în construcții, pleca pentru o vreme în străinătate. Îmi dictează adresa, scară, etaj, apartament. E în regulă, zic. Te-ai interesat cumva și la Institutul de Artă Scenografică? Mam! Cristian Lucaci a făcut parte din clasa condusă de pictorul Valerian Brateș. Îl găsești la institut până la 2. Ești o bomboană, iar tu ești ca un dresor. Mă pui să execut un număr ca pe urmă să-mi azvârli o bomboană. Mai am o problemuță. Te ascult, se înveselește povară. Poate că din problemuță în problemuță o să ajung și eu să rezolv o problemă în toată regula. Te rog să te interesezi la economic dacă au în atenție vreun caz Francisc Măgureanu și dacă în legătură cu el a fost ascultat un oarecare Pascaru Miluță domiciliat pe Antim 305. Dacă da, află natura cazului. Ți-ai notat? Bine. Eu o să trec pe la institut să stau de vorbă cu Brateș. E în ordine. Dacă te caută logodnica, ce să-i zic? C-o iubesc. Pun receptorul în furcă, scrutez strada. Un timp am impresia că l-am dat uitării pe Pascaru. Însă în clipa când mă pornez la drum, parcă și gândurile mi se pun în mișcare. Odată cu ele mă învăluie și un val ușor de tristețe. Știu și de ce. Mi se pare că misiunea de a elucida cauzele morții lui Cristian Lucaci e mult sub prestigiul meu de criminalist. Capitolul 8. Secretara institutului e o femeie în vârstă, îmbrăcată sobru, dar cu o armonie de nuanțe care îți încântă ochiul. Vă rog să luați loc, mă poftește ea cu amabilitate. Tovarășul Brateș trebuie să iasă dintr-un moment în altul de la curs. Își cercetează ceasul. Cel mult 10 minute. O ascult întocmai ca un școlar cu minte. O masă lungă cu multe scaune în jur domină încăperea. Câte ședințe s-or fi ținut în jurul acestei mese? O lumină vie, reconfortantă, se revarsă de afară în încăperea înaltă cu ferestre mari. Gândindu-mă la apropiata întâlnire cu pictorul Valerian Brateș, mă simt ușor emoționat. Cunoștințele mele în domeniul artelor plastice sunt aproximative. Nu prea vizitez expozițiile. Nu din lipsă de timp, ci pentru faptul că este o artă care nu mă atrage, așa cum de pildă mă atrage literatura. Totuși, numele lui Valerian Brateș nu mi este necunoscut. Ba, îmi pare că, nu mai țin minte la ce spectacol, am întâlnit în programul teatrului o declarație a sa însoțită de o fotografie și din impunător autograf. Bineînțeles, dacă nu fac o confuzie. Eram departe cu gândurile mele când m-am pomenit lângă mine cu un bărbat trecut de prima tinerețe și îmbrăcat foarte elegant. Pe mine mă căutați. Sunt Valerian Brateș. Simplitatea cu care s-a apropiat și s-a recomandat m-a zăpăcit. Însă zâmbetul său prietenos mă scoate repede din încurcătură. Unde am putea să ne retragem să stăm de vorbă? Îi aruncă secretarei o privire scurtă, tandră, informând-o. Janet, mă retrag cu tovarășul biroului Mazilu. Îmi arată una din uși și mă invită să-l urmez. Intrăm într-un cabinet care, din pricina uriașei încăperi unde așteptasem până atunci, mi se pare cam strâmt. Ne așezăm în fotolile din dreptul unui birou bine lăcuit, ne studiem. Nu știu ce vede el.
Eu însă văd o față măslinie, bronzată, de parcă pictorul ar ține-o mereu în bătaia soarelui. Doi ochi vioi, frumoși, de cuceritor, părul încărunțit pe la tâmple. Dacă l-ar vedea, Lili ar exclama, mișto bărbat! Pictorul consultă ceasul, un extraplat de aur. Mi se adresează simplu. La 1:30 trebuie să iau masa la Capșa cu doi oaspeți de pe hotare. Mă uit și eu la ceas. A, până atunci terminăm. Sunt capitanul Liviu Roman de la Miliția Capitalei. Mă privește contrariat, apoi amuzat parcă de prezența mea, întreabă. Cărui fapt vă datorez vizita? Îi întind legitimația, o cercetează, iar după ce mi-o înapoiază, se lasă în fotoliu picior peste picior. Cu ce pot să vă fiu de folos? Da, zâmbește. Un zâmbet, aș spune, contradictoriu, aici te apropie, dincolo te îndepărtează. Tovarășe profesor, aveți în clasa dumneavoastră un student, Cristian Lucaci. Am făcut primul pas, deci am intrat în temă, l-aș fi făcut și pe al doilea. Sunt însă întrerupt. Și care astăzi a absentat nemotivat de la cursuri. N-a mai înregistrat absențe. A, nu, râdea amical pictorul. A mai absentat, întotdeauna motivat sau aducându-mi la cunoștință intenția de a absenta. Bărbatul acesta, prin întreaga sa ținută, amintește mai mult de un diplomat decât de un pictor. Nu vă supărați, continuă el. Faptul că sunteți de la miliție mă face să cred că studentul meu va supăra cu ceva. Ar fi fost capabil să supere miliția? Zâmbetul i s-a șters. Adică din clipa asta nu își mai permite să fie altfel decât grav și profesoral. Nu, nu, e un bănățean serios la locul lui. Nu văd de ce numele lui ar determina aici prezența unui ofițer de miliție. Ochii săi căprui, frumoși, cu o sclipire inteligentă și plin de farmec, se opresc pe chipul meu. Sub apăsarea acestei priviri, îl informez. Aseară, în jurul orei 6:30, Cristian Lucaci s-a sinucis la locuința sa de pe strada Icoanei. Am pietrit. Niciun mușchi al feței nu-i se clintește, nici o zvâgnire a ploapelor. Așa se scurg câteva minute. Îi aud deodată glasul moale scăzut. Dacă nu aș fi văzut cu ochii mei legitimația, v-aș fi dat pe ușa afară. Abia-i mai aud cuvintele. S-a sinucis? Dar e groaznic ce spuneți. Dintr-o pornire lăuntrică de durere și acoperă fața cu mâinile. În clipa următoare, de parcă brusc s-ar fi rușinat de izbucnirea sa lipsită de bărbăție, își descoperă expresia de durere. E îngrozitor! Cristian Lucaș să se sinucidă! Cel mai bun student al meu, Doamne! Te necrezut! Îi povestesc pe scurt cum a fost descoperit cadavrul lui Cristian Lucaci, trec sub tăcere descoperirea fiolei de morfină. Îi relatez vizita făcută lui Miluță Pascaru și de faptul că acesta se va ocupa de înmormântarea nepotului său. Cele aflate izbute să-l scoată puțin câte puțin din starea în care aruncasem chiar eu. Simte nevoia să revină asupra unui aspect. Cum? Chiar n-a lăsat nicio scrisoare, nicio explicație? Nici lui nu-i vine să creadă. E groaznic! Exclamă el îndurerat. Se ridică brusc în picioare, face câțiva pași prin încăpere, revine la locul său. Un băiat atât de talentat, atât de bun și de serios, șef de promoție. Doamne, când ori afla și decanul și studenții... V-aș ruga să binevoi să anunțați dumneavoastră conducerea institutului. Știu cât sunteți de grăbit. Nu mai de străin, nu mai arde acum. Înainte de a mă retrage, aș vrea să vă pun o întrebare, bineînțeles, dacă mai aveți puțin timp. Îmi răspunde fără să-și cerceteze ceasul. Chiar dacă aș fi grăbit și mi-ar fi dat peste cap tot programul, tot aș rămâne locului cu dumneavoastră. Așa cum v-am explicat, Cristian Lucaș n-a lăsat nicio scrisoare. Dumneavoastră i-ați fost profesor și l-ați cunoscut din prima zi de studenție. 4 ani la rând, oftează Valerian Brateș. Într-un cuvânt ați veghea la formarea lui. Ce credeți? Ce l-ar fi putut împinge către un act atât de absurd? Oftează iarăși, se foiește neliniștit în fotoliu, ar voi parcă să se ridice, rămâne însă locului. Absurd, ziceți? Acum 10 minute la cursuri, folosindu-mă de absența lui Cristi, l-am lăudat din nou. Am subliniat personalitatea lui și ceea ce va aduce el nou în arta scenografică. Iar el era mort de aproape 24 de ore. E groaznic, tovarășe capitan. Rămâne cu privirile ațintite în gol ca și cum ar fi uitat de mine. Pare totuși ceva mai calm când încearcă să răspundă întrebării. Sunt de-a dreptul uluit. Băiatul ăsta, prin firea sa, prin talentul și temperamentul său, anula însă și ideea morții. De aceea sunt atât de consternat și dezorientat. Mă înțelegeți? Îmi caută ochii cu stăruință. Așteaptă din partea mea o vorbă, dar eu pur și simplu nu știu ce să-i spun. Îmi sesizează și el starea și continuă.
Nu văd, nu-mi explic ce l-ar fi putut împinge spre sinucidere. Ca student, Cristian Lucaci a cunoscut satisfacții deosebite, bursă, călătorii de studii în străinătate. Cu siguranță ca viitor șef de promoție ar fi fost repartiza naționalului. Ascult, iar în gând revăd mansarda trupului Cristian Lucaci atârnând alungit de latul prins de un cârlig și mă întreb. Într-adevăr, cum a putut un tânăr al cărui viitor s-a anunțat atât de cert și de luminos să-și pună capăt vieții? Ați văzut ultima oară, ieri dimineață la cursuri. Vi s-a părut schimbat? Era cam tras la față, își amintește pictorul. Suferea de rinichi, piatră, a avusese în ajun o criză sau o presimțea. În ultimele luni era același student conștiincios cu aceeași conduită de viață? Pun întrebarea, de fapt, fără să știu ce vreau sau ce urmăresc. Aprecierile lui Brateș, portretul moral al lui Cristian Lucaci asociate cu moartea sa prematură, provocată, îmi umplu sufletul de amărăciune. Caz ambigu. Prefer o crimă clară, adică bine delimitată ca infracțiune, decât o moarte ambiguă. Vă referiți la povestea cu tatăl său, cu dezmoștenirea? Valerian Brateș și-a dus mâinile la piept ca pentru o rugăciune. Știți? Caut o explicație. Simt eu nevoia să-mi deschid sufletul. Pentru mine însumi, l-am văzut mort. Un tânăr de 24 de ani. Aflu acum că avea de partea lui nu numai tinerețea, ci și talentul și bucuriile reușitei, că-și iubea arta căreia îi se consacra. Ce anume l-a forțat să se arunce în brațele morții? Brateș mă ascultă cufundat în fotoliu cu ochii închiși. După scurtă tăcere, deschizându-și ochii, îmi răspunde. În niciun caz nu moartea tatălui său, nu dezmoștenirea ca atare. Vă este deci cunoscută problema? Rețineți, noi am fost numai profesor, ci și prieten, mentor. Iar actul dezmoștenirii e cunoscut de tot institutul. O să vi se pară ciudat, așa cum și mie mi s-a părut nespus de ciudat, dezmoștenirea nu l-a afectat pe Cristian Lucaș cu nimic. Intrigat de reacția lui, l-am întrebat între patru de ce tatăl său s-a purtat cu el așa. Nu mi-a răspuns, în schimb m-a asigurat că decizia nu l-a afectat cu nimic, că nici o clipă nu și-a conceput viitorul pe averea părintelui, ci pe aptitudinile sale. Nu-l știam ipocrit, atunci însă l-am suspectat de ipocrizie. Am greșit, desigur. Cristian Lucaci era o fire profund cinstită, cinstit mai ales față de el însuși, un suflet generos. Avea o încredere nemărginită în talentul și posibilitățile sale de a se realiza. De aceea refuz să cred că s-a sinucis, că-i mort. Am senzația că dintr-o clipă în alta ușa o se deschide și o să apară Cristi, care zâmbind o să ne asigure că totul n-a fost decât o farsă. S-a așternut între mine și pictor o liniște nefirească. Își odihnește mâinile pe brațele fotoliului și mă privește îndurerat. Nu cumva, zic, l-a afectat faptul că un văr al său va intra în posesia moștenirii? L-ați cunoscut pe acest văr? Îmi întoarce pictorul întrebarea. Nu? Merită să-l cunoașteți. Mi l-a prezentat odată, nu mai țin minte cu ce ocazie. Nu, Cristian Lucaci nu era afectat de o asemenea eventualitate, căci era convins că obiectele de artă, tatăl său era un soi de colecționar de provincie, vor ajunge în patrimoniul național. În rest, banii, casa, nu îl interesau. Brateș își întinde pachetul de Kent. Ia o țigară, se apleacă spre mine și mi-ntinde flacăra brichetei. Fumează și el. Se ridică, se scuză că vrea să facă câțiva pași și mă roagă să rămân locului. Din nou îi admir eleganța, statura sa atletică. Ca orice tânăr a avut și o poveste de dragoste. Reia Brateș discuția, reașezându-se în fotoliu picior peste picior. Am auzit, mărturisesc. Mi-a vorbit și unchiul său de povestea asta. Prea multe nu știa. La început Cristi a suferit că fata se îndrăgostise de un bărbat căsătorit, care la rândul său făcuse o mare pasiune pentru ea și a lăsat familia și se va căsători cu ea. Am avut multe discuții pe tema asta și am constatat cu satisfacție că rana lui se cicatriza rapid. Puțin câte puțin, cauzele care ar fi putut provoca sinuciderea lui Cristian Lucaci încep să se estompeze. Balanța cercetărilor prinde să se încline când spre crimă, când spre accident. Sau poate crimă prin imprudență. Mă interesez. Relațiile sale cu colegii erau bune? Nu înțeleg. Vă interesează ceva anume? Brateș nu mai așteaptă răspunsul. Era iubit și respectat de toți ceilalți și știți de ce? Pentru unul și același motiv, pentru că în tot ce întreprindea era un dezinteresat. Nu forța lucrurile în dauna altcuiva. Dacă avea bani dintr-o colaborare, găsea o posibilitate ca să-i împartă cu ceilalți stând o masă pe la cât un restaurant. Mă uit la ceas. N-aș vrea ca din pricina mea pictorul să nu-și poată îndeplini obligațiile protocolare. Închei discuția, nu-mi dau seama cât mi-a folosit și cât îmi va folosi de acum încolo.
Mă ridic și îi mulțumesc pictorului, reținându-mi câteva clipe mâna, profesorul dă glas unui gând ce-l preocupă. Am sentimentul că totuși căutați ceva. De unde deduceți? Zâmbesc eu cu condescendență. Știu că de obicei procuratura și nu miliția se ocupă de sinucideri. Îmi plac oamenii inteligenți, cu spirit de observație și capacitate de deducție. Brateș aparține fără îndoială acestei categorii, a sesizat imediat amestecul miliției. Ce să-i răspund? Să mă apuc acum să-i descriu ceea ce e un caz ambigu? Totuși, într-un fel, sunt obligat să-i explic rosturile mele, zic. În afară de interesul meu personal, dacă vreți sociologic, mai sunt desigur două motivări. După spusele unei femei de serviciu, Lucreția, mă întrerupe pictorul, Lucreția Borgia, surâde el cu tristețe, cum a botezat-o Cristi. O cunoașteți? Cum să nu? Doar am fost în atâtea rânduri oaspetele mansardei, fată bătrână, cu toate tarele unei asemenea nefericiri. Ea semnala procuraturii că din mansardă ar fi dispărut un casetofon, fotografia fostei lui iubite și cum dispare câte ceva dintr-o casă, miliția e alertată. Vă mulțumesc. Iar în legătură cu mormântarea lui Cristian Luca, ce o să vă anunțe cu siguranță Miluță Pascaru, unchiul fostului dumneavoastră student. Suntem lângă ușă. Chipul pictorului s-a negurat. Îi înțeleg starea. Îmi mărturisește oftând. Va fi mare jalea în institut. Capitolul 9. Afară e rece. Eu și astăzi am ieșit tot în taie. Părăsind institutul, mă grăbesc să ajung în piața palatului, căci mi s-a făcut foame. E acolo un expres. Intru, mănânc cam în grabă o porție de fasole cu cârnați, beau un Pepsi și toate astea într-o viteză nebună. În local m-am încălzit, de aceea la ieșire resimt și mai intens vântul rece. Grăbesc pasul. Trecând prin dreptul magazinului Adam, zăresc într-o vitrină un manechin. Fără să vreau, mi-amintesc de pictorul Valerian Brateș. Dacă l-ar instala pe dumnealui în vitrină, gândesc eu, un veselii de ideea mea năstrușnică, ce de lume s-ar aduna să-l admire. Urcând mai departe spre calea Victoriei, încep să mă dojenesc. Cum poți să te gândești la Brateș în felul ăsta? E doar un mare artist, o personalitate. Așadar, judecând după cele aflate și de la Brateș, dezmoștenirea nu l-a afectat pe Cristian Lucaci, așa cum nu l-a afectat prea mult nici despărțirea de Petronela. Fata l-a părăsit pentru un bărbat căsătorit care la rândul său divorțează. Într-un cuvânt, după toate aparențele, Cristian Lucaci nu avea niciun motiv temeinic să se sinucidă. Concluzia se impune de la sine. A fost ucis. Cine și de ce l-a ucis? Încerc să-mi zgonesc întrebarea din minte. Nu de alta, prea curând am ajuns să-mi o pun. Am uitat posibilitatea accidentului, a crimei prin imprudență, caz ambigu. Trecând însă în revistă cele discutate cu profesorul lui Cristian Lucaci, îmi dau seama că am trecut ușor peste un alt amănunt, călătoria de studia lui Lucaci peste hotare. O vagă legătură între călătoria sa și Fiolă prinde a se contura. O refuz însă, deocamdată. De ce să mai ridic un obstacol în calea cercetărilor? În ciuda frigului și a vântului tăios de toamnă, calea Victoriei este animată. Trec prin dreptul magazinului Romanța. La ceasul acesta e închis, iar Liliu și-a prânzul acasă. O invidiez. Viitoarea mea soacră gătește excelent. Un suflet generos. Îmi amintesc eu subit de caracterizarea pictorului Brateș. Toate datele culese mi-l prezintă pe Cristian Lucaci în culori idilice. De parcă ar fi fost un sfânt. Să fi fost doar un tânăr fără cusur? Eu însă, în ciuda culorilor frumoase în care mi-a fost descris, nu mi-l pot imagina decât așa cum l-am văzut în ajun când de la cinema m-am trezit în mansarda de pe icoanei. L-aș fi dat uitării, aș șterge, dacă aș ști cum, imaginea lui apăsătoare. Dar nu e chip. La birou, povară mă ia în primire bucuros de parcă m-aș fi întors dintr-o lungă călătorie. Oho, bine ai venit, am noutăți. Reacționez lent, chiar prea lent, ceea ce pe colegul meu îl intrigă. Cum? Are noutăți, iar eu o fac pe mort un păpușoi. Mă lasă să mă așez la masa mea de lucru, să-mi aprind o țigare, să trag un fum. Oftez, nici eu nu știu de ce, aplic tiseală. Și e destul de convingător, povară se interesează numai decât. Ce-i cu tine? Nu te simți bine? Dacă i-aș răspunde, ar trebui să-i mărturisesc tot ce e în sufletul meu, mai ales dorința de a mă prezenta șefului cu cererea de a-mi lua de pe cap acest caz ambigu și de a mă nobila cu o infracțiune clasică. Ai pomenit de niște noutăți, aduc eu vorba. Dă-i drumul, mă simt excelent. Credeam că, așa cum mi-ai cerut, am trecut pe la economic. Au, într-adevăr, în lucru un dosar Francesc Măgureanu. Te mai interesează problema?
Povară e un tip meticulos, răbdător, gospodar cu timpul său. Iar în materie de meserie nu-i vorbă lungă. Lui să-i spui clar, mă mai interesează sau nu povestea ca să nu-și bată gura pe degeaba. Desigur, ce ai aflat? Că în dosarul cu pricina e implicat nu Pascaru Miluță, ci fiul ăstuia, Pascaru Tudorel. Să continui? Mă uit la povară, pieziș prin fumul țigării. Al naibii, cu siguranță că-mi citește pe chip un oarecare interes și vrea să cocheteze. Continuă, îl îndemn. E vorba de un grup de bișnițari, trafic de valută. Dolari? Mărci? Exact. Cu ramificații în jurul marilor hoteluri intercontinental, Lido. Legături cu contrabandiști de peste hotare. Tudorel Pascaru cu ce e implicat? Nu s-a stabilit încă, nu prea au probe împotriva lui. De altfel, tipul e în libertate. Doar bănuieli? Și ce bănuieli? Cum că el, Tudorel Pascaru, ar fi fost capul. Ce vorbești? Și ce, n-au cum să-l decapiteze? Mă enervez eu ca și când toată povestea asta m-ar împiedica să lămuresc aspectele obscure ale deznodământului tragic de pe icoanei. Cum așa, n-au adunat probe? Ifosele mele îl lasă rece pe povară. Mă pune imediat la punct, pomenindu-mi de convorbirea noastră telefonică. Mă, tu-ți mai amintești ce mi-ai cerut? Să aflu dacă cei de la Economic se ocupă de un oarecare Francis Măgureanu și dacă un oarecare Miluță Pascaru e implicat. Și acum pașii pusi că mai am și alte treburi. Din pricina mea, discuția a luat un curs ridicol. Mă ridic gata să-mi împac prietenul când pe neașteptate țârâitul telefonului îmi retează avântul cavaleresc. Ridic receptorul și aud. Capitanul Roman? Recunosc de îndată glasul metalic al procurorului Berindei. Chiar cu el aveți onoarea de a sta de vorbă. Mă înveselesc fără niciun motiv. Domnule, ce bine că te găsesc, exclamă el fericit. Ascultă, capitane, coboară în stradă la poartă, trec cu mașina să te ridic. Ia, mă mai înce, frățioare, că zău amețesc. Mi s-a telefonat acum 5 minute din icoanei că sigiliul de la mansarda lui Cristian Luca ce a fost rupt, iar locuința violată. Aud și nu-mi vine să cred. Mă uit la povară și îi strig din priviri. Vorbești de noutăți? Astea sunt noutăți. Ai amuțit, capitane, ce-i cu dumneata? Am înțeles, cobor. În 10 minute sunt acolo. Îmi dă asigurări procurorul și închide telefonul. Îl închid și eu. Îi împărtășesc lui povară știre. Vezi? Nu-i deloc un caz ușor. Ține el să mă îmbărbăteze. Eu o să plec. Vreau să-ți mai cer un lucru. Ia zi, mă îmbărbătează povară. Cât o să lipsesc, tu coboară iarăși la cei de la Economic și culege date ceva mai amănunțite în legătură cu Tudorel Pascaru. Dar mai cu seamă interesează-te de ce l-au convocat pe bătrân, pe Miluță Pascaru, la ei acolo. Ce anume i-au cerut? E clar? Întrebarea e de prisos, căci nu cred să existe în lumea asta largă probleme neclare pentru povară. Îi strâng mâna și ies cu pași mari din birou. Pe procurorul Berindei nu l-am așteptat prea mult. I-am zărit curând trabantul de culoarea colbului, cobora cu viteză scăzută pe strada Dobrogeanu-Gherea. Am trecut în grabă pe celălalt trotuar. M-a zărit și el. În dreptul meu îmi deschide portiera. Bite? Mă poftește el solemn. Dă-l încolo de bite, îi răspund trântindu-mă în dreapta sa. Povestește mai bine ce s-a întâmplat. Nu scoate o vorbă, e atent la circulație. Numai după ce a ieșit din înghesuială, găsește cu care să mă informeze. Păi ce se întâmplă, căpitane? Cam în jurul orelor 14 și ceva, Lucreția Budescu, care a avut un nou leșin, s-a trezit și a mintit de noi, a crezut că mai suntem sus și a urcat. A găsit ușa întredeschisă și a intrat. A înaintat câțiva pași prin mansardă și apoi cineva a venit pe la spate, a pocnit omul ale capului de-a lăsat o lată. Când s-a trezit, a înțeles ce s-a întâmplat și a rugat un vecin să-mi telefoneze. Asta-i tot, îți ajunge? Am ascultat concordare străină mie. De obicei sunt calme, exasperant de calm. M-am educat în acest sens cu voință și perseverență încă de pe băncile școlii de ofițeri. Mi-am format de-a lungul anilor de activitate un șir de reflexe condiționate absolut necesare unui criminalist, asigurându-mi astfel un echilibru și un stil. Îmi dau seama însă, judecând după încordarea depistată în mine, că echilibrul meu lăuntric a suferit mici modificări. Prea ales ne sunt cuprins de înfrigurare sau încordare. În timp ce ascultam relatarea lui Berindei, mi-amintesc de pașii auziți pe scară și care m-au făcut în primele ceasuri ale anchetei să țâșnesc din mansardă. Atunci mi s-a părut ridicolă izbucnirea mea și în forul meu intim nu-mi fusese jenă să o recunosc. Acum, același fapt mi se înfățișează într-o lumină nouă. Sunt sigur că cineva a dat atunci târcoale mansardei și n-a lipsit mult să-l înhați. De ce taci? Mă chestionează procurorul după o bucată bună de drum. Îi reamintesc momentul țâșnirii mele din mansardă și goana pe scară până în stradă. L-aș fi prins, dar presupun că a avut ideea să se ascundă în toaleta de serviciu de la parter. Crezi deci că pe scară a fost cineva? Berindei e de fapt neîncrezător. O simt.
Probabil că a fost o primă tentativă din partea cuiva de a pătrunde în mansardă. Poate aceluiași individ care a izbutit să pătrundă acum. Până la destinație a mai rămas puțin. Procurorul conduce relaxat cu siguranță. Nu te contrazic, capitane. Câmpul abstract al ipotezelor e nemărginit și îngăduie un permanent joc al speculațiilor. În fond, ce te face să presupui că e vorba de unul și același individ? Și de ce nu o individă, o femeie? Numai un bărbat lovește cu atâta forță încât să-și trimită victima în lumea visurilor. Numai un bărbat ar fi putut să alerge pe scări atât de iute și să găsească la vreme o soluție salvatoare. Femeile în situații de felul ăsta își pierd repede cumpătul, se zăpăcesc și se trădează. După o scurtă meditație, procurorul îmi răspunde. Mie, capitane, legea mi-a hărăzit să lucrez cu probe și nu cu ipoteze. Dosarul lui Cristian Lucaci a intrat în competența miliției. Când o să ajungă iarăși la noi, o să-l judec după probe. Stai, că încă n-a ajuns la miliție cu toate formele încheiate de procuratură. A oprit în dreptul porții. Abandonăm discuția, coborâm. Pentru a doua oară în ziua aceea, intrăm în imobilul de pe Icoanei. Lucreția Budescu ne așteaptă, palidă și neliniștită. Nu s-a mai fardat. Și-a schimbat rochea, poartă una neagră de doliu. Nu e singură, ci cu un vecin. La vederea noastră, acesta prevăzător se retrage. Urcăm. La capătul scării îl rog pe procuror să nu intre. Ne oprim în prag, cercetez ușa, e întredeschisă, sigiliul rupt. Îmbroască, nicio cheie. Mă răsucesc către Lucreția Budescu și o rog să-mi povestească cele petrecute. Ai vrut să vezi dacă noi mai suntem sus? O stimulez eu. Da, murmură ea. De ce? Nu te supăra pe noi colom de la început. Vai de mine, de ce să mă supăr? Glasul îi tremură și reliefează și mai mult încordarea nervoasă. Voiam să vă mai spun ceva. Mi-am amintit că într-o după-amiază acum 5-6 zile l-am auzit pe Cristinel strigând, se certa cu un bărbat. Nu l-am auzit niciodată pe Cristinel răcnind, de aceea m-am mirat și celălalt striga. Am vrut să mă duc să bat la ușă și să-i spun lui Cristinel că cearta lor se aude pe scară. Dar tocmai atunci m-a chemat domnul Țugui și n-am mai urcat. Pe urmă, când m-am întors, Cristinel nu mai era acasă. Ai reținut vreo vorbă din cearta lor? Lângă mine, procurorul dă semne de nervozitate. Îl agasează probabil faptul că ne-am oprit în ușă. Ce să fac? E dosarul meu și ca să treacă cu bine examenul de la procuratură, sunt obligat să culeg probe. Și le culeg. Îmi pare însă rău că trebuie să o necăjesc pe Lucreția Budescu. O observ că e din ce în ce mai tulburată. Am auzit eu ceva. Încearcă ea să-mi fie de folos. Am uitat. Totuși vorbeau de moștenire, de niște bani. Nu cumva se certa cu vărăsul? Nu știu. Își înălță ea umeria neputință. Nu mai știu. Îți mulțumesc și pentru atât, zic. Acum când ai urcat, cum ai găsit ușa? Crăpată. Așa cum se vede? Simt cum femeia, în dorința ei sinceră de a ne da un răspuns clar, se încordează. Rostește. Ceva mai mult. Cheia era îmbroască? Era, precizează cu hotărâre. Acum văd că nu mai e, constată ea cu groază. Și ce ai făcut mai departe? Am ciocănit, n-am primit niciun răspuns. Ce mi-am zis? Că sunteți mai spre fundul mansardei, așa că am intrat. Pășim în mansardă. Vizitatorul a uitat să stingă luminile, rămânem toți trei lângă ușă. Ai intrat, mă încurajez eu, și până unde ai ajuns? Lucreția Budescu se uită buimacă în jurul ei în căutarea unui punct de sprijin. Am intrat. După 2-3 pași m-am oprit. Te-ai oprit. De ce? În mansardă nu era nimeni. Mi s-a făcut frică și am început să strig. Domnul procuror, domnul procuror! Por, m-am văzut negru înaintea ochilor. Unde ai căzut? Chiar pe locul ăsta unde sunt acum. Nu trebuie să fii polițist ca să-ți imaginezi cele petrecute. Necunoscutul care a violat locuința lui Cristian Lucaci, surprins de apariția femeii, a încercat să scape de ea lovind-o puternic. Pe neașteptate, Lucreția Budescu ne întreabă cu o voce scăzută. Vecinii spun că s-a spânzurat. E adevărat? Uluit, Berindei îi amintește. Păi dumneata ai fost primul om care a intrat în mansardă. Nu mai țin minte. Se explică ea umilă și parcă înfricoșată de acest amănunt. Da, s-a spânzurat, îi confirmă procurorul. Mă uit în jur, chinuit de o întrebare firească. Necunoscutul a rupt sigiliul, dar poseda și okay, cu ajutorul căreia a pătruns în mansardă. Rupând sigiliul, a riscat. Cu ce scop? Ce anume a căutat? Trebuie să fi fost forțat de împrejurări dacă a hotărât să pătrundă în locuința lui Lucaci, rupând sigiliul autorităților. Faptul că nefericita femeie l-a surprins, iar el a știut cum să se descurce, indică un ins experimentat sau cu mult sânge rece. Pășesc prin mansardă. Procurorul găsește că-i cazul să mă urmeze, Lucreția Budescu rămâne însă locului. Am o memorie bună, demnă de un polițist.
Toate obiectele din locuința lui Cristian Lucaci sunt la locul lor așa cum le-am lăsat. Să nu fie apucat infractorul să pună mâna pe ceea ce căuta? Să-l fi împiedicat apariția Lucreției Budescu să-și ducă până la capăt intențiile? Să se fi speriat de propriul său act infracțional și să fi lăsat totul baltă? Când ajung dincolo de paravanul ce desparte bucătăria de restul locuinței, mi se pare că observ ceva ne la locul său. Îmi amintesc că am lăsat cel de-al doilea taburet din încăpere lângă plita de aragaz. Nu mă înșel, cineva a mutat taburetul sub ferestruica ce dă spre acoperiș, ferestruică mai mult lată decât înaltă, prin care se furișează anemic lumina zilei. Cercetând-o, constat că e închisă. O rog pe Lucreția Budescu să se apropie. De obicei, unde stătea taburetul ăsta? O întreb dornic să-mi verific memoria. Femeia, din ce în ce mai palidă, chiar îngrijorător de palidă, îndreaptă brațul spre butelia de aragaz, iar brațul ei, în mod vizibil, tremură. Mă urc pe taburet, urmărit de privirile uluite ale celor doi. Cât pe ce să mă lovesc cu capul de grinzile tavanului? Ferestruica, circa 80 de centimetri lățime și vreo 50 înălțime, e în raza mea vizuală. Observ că zăvorul e în poziția deschis. Nu cred că ieri seară sau astăzi de dimineață să fi fost în poziția asta. La o cercetare mai atentă, consta că nici nu închisă perfect. De pe taburet îi aruncă o privire Lucreției, își frânge în neștire mâinile. Dumneata spălai și geamurile astea, nu-i așa? Clatină plictisită din cap și îmi răspunde. Da, luminatorul însă nu, precizează ea. Îl spăla Cristinel, mie îmi venea greu. Stătea de obicei închisă? O deschidea, o închidea. Deschisă o ținea numai când era acasă. Că odată a lăsat-o deschisă și a dat furtuna și a intrat apă în casă. Deschid ferestruica ca să pot vedea acoperișul de tablă ce coboară oblic vreo 3 metri până la șgheabul de scurgere a apei. Trebuie să mă ridic puțin în vârful picioarelor. Drept înaintea mea, cerul cenușiu. Mai zăresc o clădire din vecinătate. Îmi cobor privirile pe suprafața acoperișului, pornește chiar de sub ferestruică, cercetez înclinarea. Așa ajung să descoper în șgheabul acoperișului o cutie metalică. Nu e nevoie de perspicacitatea polițistului ca să stabilești că obiectul i s-a dat drumul de sus și că a alunecat pe tablă ca pe un topogan, oprindu-se în șgheab pe înalt și nu pe lat, altfel cu greu ar fi fost văzută. Mă dor din pricina încordării, pur și simplu văd și nu-mi vine să cred, e o cutie medicală destinată seringilor. Dacă n-ar fi fost șgheabul, ar fi căzut în partea interioară a clădirii.